Onorată asistență, acum Comisia de Jurizare se întrunește într-o ședință de totalizare a rezultatelor. În continuare, evoluează laureații ediției 2015 a acestui festival. Invităm aici ansamblul etnofolcloric Haiduci din Costești, director artistic domnul profesor Gheorghe Matei, pentru că, după cum am menționat, datina colindatului este străveche, avându-și obârșia în zorii constituirii poporului român, în vatra vechii dacii, conținutul poetico-literar al colindelor ne sugerează că ele s-au născut în vremuri adânci, în adâncul istoriei, în vremea Sfântului Apostol Andrei Cap de Iarnă, cel dintâi chemat apostol al neamului nostru, care a propovăduit Evanghelia și credința în acest spațiu. Colindul reprezintă ecoul popular și artistic al cântărilor liturgice. În decursul istoriei, colindele au circulat pe cale orală, adică prin viu grai, mai târziu fiind consemnate în scris în culegeri și antologii de folclor. Invităm acum ansamblul etnofolcloric Haiduci Costești, director artistic Gheorghe Matei. Bine, stimați prieteni, până haiducii își pregătesc ceata, încununează opera acestui festival al obiceiurilor de iarnă, ansamblul etnofolcloric Botnenii din Vardar, director artistic, doamna profesor Vera Tonu. Prin activitatea acestui ansamblu, culminează viața culturală a raionului Ialoveni. Bine ați venit, ansamblul Botnenii Vardar, doamna profesor Vera Tonu. Să ne închinăm, nașterea s-o lăudăm, cu toții, cu toții.
de folos cu nașterea lui Hristos. Vă mulțumim mult! Primiți colacul și pitacul! Foarte frumos! Atât de profund! Extraordinar! Vă mulțumim mult! Yeah.
este o sărbătoare frumoasă. Noi nu vă facem concurență vouă. Și mai lin, dorule lin. Eu am să rog un lucru. Vă spun că imprimările despre care am vorbit se vor efectua. Doar voi să găsiți, cum a spus și doamna Diana de Cusară, să fie autentice. Adică să nu preculegem de prin mahală, dar de acasă să găsim. Nu luați pinda noastră, că nu e cea mai bună. Asta vine de la Cărgă. Să fugim, să privegim.